muzică și radio cu Lenții Chiriac. We'll be right back.
Emisiunea Muzică și Radio vă este prezentată și în această noapte aici la Radio România Actualități, așa că până la 5 dimineața urmează o repriză solidă de sonorități rock și blues. Lenții Chiriac vă spune bun găsit odată la două săptămâni și urmează să vă prezint și azi o serie de produse interesante. Veți avea multe momente de factură oldies și nu va lipsi nici albumul săptămânii. Însă, în prima parte a emisiunii, așa cum v-am promis data trecută, am un invitat. În ediția trecută ați avut o întâlnire cu Marius Luca, fostul chitarist al grupurilor Compact, Metropol și Metroc, actualmente la One, care s-a făcut remarcat în Oradea și revin la Oradea pentru o întâlnire cu trupa Celelalte Cuvinte și mai exact cu liderul trupei Călin Pop. Călin, măcar o dată pe an să stăm de vorbă aici la Muzică și Radio, așa că îți spun din nou bun găsit și am să-ți spun că mulți mă întreabă periodic de activitatea voastră. Drept urmare, până la 1 noapte avem ocazia să aflăm ce mai face Celelalte Cuvinte, ce mai face Călin Pop, dar și ce se mai întâmplă cu proiectele tale. Nu cu mult timp în urmă a fost editat pe vinil discul Armageddon, care inițial apăruse în 1994 doar în format CD. De ce ați ales tocmai Armageddon? Aș putea să spun în primul rând că n-a fost ideea noastră, a fost ideea Loud Rage Music, o firmă
jumate mai așa, mai puțin cunoscută, mai underground, care a considerat că este un album iconic, icon, și că neapărat a trebuit pe vinil. Și am zis, de ce nu? Bineînțeles, s-a făcut un mic remaster pentru vinil, că se știe că pentru vinilul trebuie un master mai moale, nu poți să-l dai pe cel digital mai puternic. Și am spus că, într-adevăr, dacă este așa considerat acest material, rămâne de văzut. Și, într-adevăr, am constatat că destui colecționari și-au manifestat dorința de a-l avea la ei acasă. Pentru că mulți au încercat să reediteze anumite produse mai vechi, dar nu au reușit să facă rost de matrița originală. Voi cum ați reușit? Asta este, depinde foarte mult de cine deține drepturile asupra, drepturile mecanice, pentru că, în general, ce am făcut și noi și cu alte case de discuri, inclusiv în vremea lui Ceaușescu, sper cel puțin, se ceda dreptul mecanic, al acelor înregistrări nu se cedau piesele. Dar la Armageddon, cum mai este cazul a încă a două materiale, conform contractului, materialul ne-a rămas nouă, așa că aveam matrița asupra noastră. Și pentru că am vorbit despre Armageddon, am să te las pe tine să alegi piesa ta favorită de pe acest album. Ale mele sunt cam toate piesele favorite, dar dacă este vorba de difuzare la radio, cred că o piesă bună și de show este Așa e viața mea. Ok, hai să ascultăm aici la Muzică și Radio.
Sunt foarte mulți care nu au avut ocazia să aibă discurile voastre atât în format vinil cât și CD. Nu v-ați gândit să le reeditați într-un box set, așa cum de altfel procedează periodic toate trupele mari? Este o problemă aici pe care probabil trupele mari n-au întâmpinat-o sau probabil acolo n-au fost cel puțin până acum la pandemie probleme financiare. În sensul următor, că noi am avut mai mulți stăpâni, mă refer stăpâni pe materiale. Iarăși a apărut și la noi o idee și un posibil, să spunem, investitor care vrea să le aducă pe toate la un loc, dar asta ar însemna ca inclusiv Electrecordul, care știm că este partea cu care se negociază cel mai greoi, să zicem așa, ar trebui să negocieze cu toți proprietarii materialelor cărora li s-a cesionat mecanic drepturile asupra înregistrărilor respective, pe care le cunoaște toată lumea, ca să se înțeleagă cu ei și prin contract să le cedeze eventual investitorului. Așa ar fi. Probabil că în străinătate lucrurile sunt mai centralizate și probabil s-au adunat toate într-un loc mai ușor decât cum este în acest caz. Din cauza asta nu se pot scoate toate deocamdată, pentru că câteva materiale au rămas la noi, după cum am spus anterior, cum ar fi Armageddon, NOS și STEM, care prin contract ne-au rămas nouă. Alte materiale, în schimb, au aparținut de diverse case de discuri, de Electrecord, fie de Toji Production, apropo de Se lasă rău, Ispita a fost al lui Vivo și acum actualmente este a casei Roton, pentru că acolo a fost o poveste lungă, Vivo a vândut, Zone Records a fost Ispita, scuze, Zone Records au falimentat și au vândut mai departe drepturile la Roton. Și acum suntem cam sub Universal. Bineînțeles, Universal are transparență foarte mare, ca și casă de discuri sau, mă rog, firmă. Dar pentru a le aduce pe toate, cred că este un efort destul de mare și mai ales birocratic, pentru că se pare că încă la noi n-a dispărut birocrația. Și mă refer la zona cea mai căutată, probabil, de colecționari, zona vinil, zona Electrecord, zona din 1990, ce presupune cele două long play-uri și jumătate. Călin, lucrurile stau în felul următor. Tu ai fost de la început cu celelalte cuvinte, ai participat la toate înregistrările și mă refer acum la partea de până în 1989, da? Unde ați scos câteva discuri care au rămas clare talon în rock-ul românesc. A venit 1990, da? Legile s-au schimbat cam peste tot. Însă această lege pe care cei de la Electrecord o aveau, din punctul meu de vedere, este depășită. Adică, eu până în 89, clar lucrurile stăteau așa, v-au plătit, v-au dat niște bani când ați înregistrat discul, ei, voi nu aveați niciun drept, ei aveau toate drepturile și așa erau vremurile. După 90 lucrurile s-au schimbat, mai ales după 96 când a intrat în vigoare oficial în România legea dreptului de autor, da? Nu înțeleg de ce Electrecord în acest moment mai are drepturi asupra muzicii voastre de dinainte de 89, când practic atunci erau alte legi, acum sunt alte legi. Da, și să spunem că dacă am fi semnat, că bineînțeles că sunt convins că toți artiștii ca și noi au semnat ca primari, atunci am semnat, nici nu ne-am uitat ce semnăm, numai ca de bucurie că să scoatem un disc în perioada cealaltă. Cred că totuși și-au păstrat dreptul prin acel contract care rămâne valabil, în care s-a cedat, nu dreptul de autor. Legea drepturilor de autor privește legea drepturilor de autor vis-a-vis de compozitorii pieselor și difuzările la radio și apariții la televiziune, eventuale, ceea ce nu-i cazul nostru. Deci, materialul acela înregistrat aparține încă la Electrecord. Asta știu. Acum, problema este că Electrecordul a fost o instituție destul de greoaie, s-au perindat mulți pe acolo și la un moment dat și la ora actuală, bineînțeles că sunt căutări, dar nu se prea știe cum să se ajungă acolo, foarte greu decât eventual printr-o persoană care știm că a fost acolo înainte. Eu am avut ultima oară un contract de ereditare cu ei, de fapt două contracte de ereditare cu ei pe CD, a materialurilor vinil printr-o singură persoană pe care o știam și era director postum, cum ar veni director la Electrecord, ulterior. Deci acolo lucrurile s-au întrerupt
n-a fost continuitate, n-au fost, cum să spune, lăsate moștenire de la o generație de cadre de conducere la cealaltă. Au fost descentralizați, n-au avut, după părerea mea, infrastructură și probabil că o intrare, bineînțeles, cum trebuie făcută în România, amiabilă, printr-un prieten care știe foarte bine legile, poate ar limpezi lucrurile, deși nu suntem convinși, pentru că știm foarte bine că au fost și alte persoane care au încercat, după, nu are rost să le spunem numele, că cred că le știm, care au încercat chiar prin proces să obțină materialele dinainte de 1990, dar s-a soldat cu eșec această încercare, în nenumărate ori. Știu despre cine vorbești. De fapt, cred că toată lumea care a scos discuri înainte de 89 și-a dorit să le readucă în față, într-un format clar mult mai bun. Pentru că, uite-te, câte discuri din celelalte cuvinte 1, din celelalte cuvinte 2, viniluri mă refer, mai sunt în stare bună. Sunt oameni care vor să le reaudă și acum. S-a făcut o reeditare, acum 2-3 ani, dacă nu mă înșel, conținând și coperta refuzată atunci, macheta copertei, de către Soft Records, un număr de discuri, de CD-uri limitat, care s-a epuizat rapid, numărătoate de la 1 la 500, și care este exact pătrățele, exact primul album, conținând ca bonus track și formații rock numărul 8, piesele de pe prima jumătate. Asta a fost probabil și în același timp, la 25 de ani de activitate, în 2006, am reușit prin singurul om care e mai tânăr și era legătură și atunci era cadrul de conducere, domnul Nichi Constantinescu, pe care îl cam știm mulți, cunoaștem, am reușit să, pe motivul că împlinim 25 de ani, să-i convingem ca să reediteze digital și am vândut la concertul acela și ulterior turneul de 25 de ani care a fost la Teatrul Național din București, a fost un concertul în decembrie 2006. S-au reeditat efectiv așa cum au fost. Primul album în integral care avea, cum am spus, și are și a avut și pe această editare de lux Digipack al lui Soft Records de 3 ani, conține jumătate de disc formații rock numărul 8, jumătate de LP pe care am debutat, și al doilea cu penele, celelalte cuvinte 2, care conține de asemenea în plus și piesele care erau pe casetă. Pentru că se știe că în acea perioadă dacă aveai piese care depășau minutajul acela de, nu știu, 20 de minute pe față sau 40-45 de minute în total pe un long play, chestie care este valabilă așa cum. Cred că erau vreo, tehnică, da? Cred că, Călin, cred că erau vreo 38 de minute pe vinil. Mă rog, există un quantum, la ora actuală cred că e vorba de 20 de minute, deși s-au păstrat, se lucrează cu matrițe vechi și acum, după câte știu eu. Nu contează acum că un minut, două. Ideea este că a apărut și penele, exact așa cum a fost el, celelalte cuvinte doi, conținând și piesele în plus, care au apărut doar pe casetă. Pentru că așa era atunci. Dacă tu veneai cu material un pic mai mult decât, sau mai mult decât intră pe vinil, nu era problemă că le înregistrai și restul apărea ce era în plus peste minutajul vinilului, apărea pe casetă, da? Știm cu toții casetele cum erau, așa că pentru mine și pentru trupa noastră a fost o izbândă deosebită faptul că am putut să le reedităm, pentru că în concluzie nu s-au pierdut, că nu știam la acea oră, în 2006, cine știa că lumea o să vrea peste azi 20 de ani din nou să mai cumpere viniluri. Deci noi am considerat-o ca un fel de conservare, această digitalizare sau punere pe digital, pe CD a vinilurilor. Muzică și radio cu Lenzi Chiriac. Normal, o întrebare la care mulți așteaptă un răspuns și răspunsul ar trebui să vină sigur de la tine. Pe când un nou disc de studio, celelalte cuvinte, pentru că au trecut destul de mulți ani de la lansarea ultimului? Am și răspunsul. În curând, anul acesta, deci semnăm acum, suntem în pragul semnării unui contract Universal Music, realizarea a unui nou album de studio, cel, să zicem, mult așteptat. Și vom elibera pe single-uri, îi vom da drumul, așa cum se face în ziua de azi. Și eu pun și afirm sus și tare, pentru că știu că sunt la pârghiile contractelor, cum s-ar spune,
la baza contractelor și știu ce se întâmplă. Două piese noi apar în curând, anul ăsta. Evident, înainte de luna decembrie, că în luna decembrie știm cu toții că lucrurile sunt altfel, sunt mai moarte sau se întâmplă alte lucruri în luna decembrie. Albumul deja are și un titlu. E secret? Nu, aș putea să vă spun, pentru că, evident, îmi cer scuze dacă tot zic evident, este o problemă în vorbirea mea, tot repet, când mă gândesc să spun încă ceva. Clepsidra fără nisip se numește materialul. De ce îl divulg? Pentru că piesa titlu va fi dintre cele două care vor fi eliberate, cele două single-uri care vor marca viitorul album. Celelalte cuvinte care probabil se lansează anul viitor, adică asta vreau să spun, că se dă drumul la câte două single-uri, două, și până anul viitor probabil va fi lansat. Deci, practic, primele piese vor fi de audiat prin decembrie? Mai până în decembrie. Până în decembrie. Deci este recent ceea ce spun eu, va fi în curând, se va putea auzi pe streaming. Și bine, aștept și eu o piesă de la tine, măcar o piesă nouă. Ambele vor fi, pentru că vrem să le dăm, fiind piese de facturi diferite, ne-am gândit să eliberăm două deodată. Că dacă dai numai una, după aceea, știi ce, lumea comentează, atunci dacă ai una mai moale, dai și una mai tare, să fie împreună. Bine, hai că le aștept cu mare interes. Cam când crezi că le veți da chiar așa în premieră? După părerea mea, pe ele sunt cam gata, dar mai sunt niște elemente tehnice. Eu cred că în noiembrie aceste două premiere, single-uri, vor fi. Evident, acum, normal că lumea s-a schimbat, se știe că radiourile, care vor ele, oricare vor ele, pot să acceseze acest, dacă doresc. Eu te difuzez sigur, așa că aștept să mi le trimiți și când le am, totul e în ordine. Este una mai lungă, de vreo 5 și ceva. Eu n-am problema asta. Și una este de 3 și ceva. Mm-hmm. Dar zic acum că noi ne luptăm și cu minutajele, nu le luptăm în sensul că scurtăm să lungim, ci calculăm să vedem forma finală, că sunt foarte multe piese și am vrea să, adică sunt multe, sunt piese stufoase și vrem să ne găsim un capăt la el, adică până aici. Călin, cam cum va suna așa în mare acest viitor album, Celelalte cuvinte? Știi cum e, că de obicei oamenii așteaptă ceva ca pe vremuri, mai exact ca în anii 80 sau hai ca la începutul anilor 90. Dacă e așa să faci o scurtă descriere, cam pe unde se încadrează acest ultim disc? Păi, având în vedere că actuala componență, trebuie să o spun, este, în afară de subsemnatul chitară, voce, Marcel Brează chitară, bas, Leontin Iovan Tobe, Ovidiu Roșu sunet, și Marius Pop la chitară, ceea ce a dus o mare infuzie de energie și de viziune un pic mai actuale, așa. Albumul, dar totuși având în vedere că albumul s-a început să se lucreze de mai mulți ani, dar tot a fost stat deoparte, iar ne-am apucat, știi ce spun, că am avut turnee, am avut concerte, l-am lăsat deoparte, iar ne-am apucat să lucrez tot așa. Eu consider că l-aș putea caracteriza nu deloc, deloc departe de vremurile vechi, deci acolo, dar rock, prog metal, cu anumite sonorități mai proaspete, să spunem așa. Mergând în limitele celelalte cuvinte pe care le știe toată lumea, adică muzicalitatea niciodată nu a fost cea la care s-a renunțat, nici tehnica și mai multe note pe intervalele partiturilor. Călin, în vara asta ați avut o serie de concerte și lucrurile păreau să intre cât de cât în normal. Acum a început din nou nebunia și vom avea din ce în ce mai puține evenimente live. Ce va urma pentru Celelalte cuvinte? Pentru Celelalte cuvinte, în mod normal, acum nu este un mod normal, după cum spuneai și tu, ar fi trebuit să urmeze un turneu aniversar. Celelalte cuvinte primește în decembrie 40 de ani de la primul concert. Există, cum să spun, gânduri și ne-am gândit și în caz de avarie, așa cum este acum cu restricții, cu măcar să facem un streaming live, dacă nu va fi posibil.
ne-am gândit și ne gândim la un turneu în orașele importante, principale. Bineînțeles, București, Timișoara și în rest, să ne dea vreo 10 concerte, ar trebui să fie în mod normal. Repet, asta e în mod normal, dar fiind această pandemie, nu pot să spun decât că minimorum la acest concert pe streaming ne-am gândit. Să vedem unde îl facem, pentru că un concert pe streaming probabil ne-ar fi mai lesne la Timișoara făcut, orașul în care ne-am lansat, dar, bineînțeles, este fiind pe streaming, poate fi văzut de toată lumea. Să vedem cu bilet, fără bilet, asta e partea a doua. Dar, deocamdată sunt multe gânduri, dar se pare că am nimerit anul aniversarea 40 cu ghinion datorită condițiilor care se întâmplă, datorită lucrurilor, evenimentelor neplăcute care se întâmplă de vreo 2 ani. În general, toată lumea a fost afectată pe toate planurile. Așa e. Pe lângă activitatea cu celelalte cuvinte, tu ai și o activitate solo despre care nu multă lume vorbește. Ce te inspiră să compui pe cont propriu în comparație cu activitatea alături de celelalte cuvinte? Păi, în primul rând, aș putea să spun că în tot răul ăsta, singurul bine care a fost că am avut o capacitate de a crea foarte mult în aceștia 2 ani de când e pandemia. Bănuiesc că nu sunt singurul și nu-i singurul caz. Dar aceste lucruri care mi-au rămas în minte de-a lungul timpului, anumite schițe, anumite întreburi, mi-au rămas în minte obsedant, mi-au rămas în minte și le-am dezvoltat având posibilitatea și mi le-am făcut acasă. Mi le făceam pentru mine inițial, ulterior au apărut voci și prieteni care spuneau că e păcat să rămână acasă, să le public un pic, le-am publicat, le fac de plăcere, nu o fac din dorința neapărat de a apărea live solo, nu este o dorință de carieră solo, pentru că e logic să mă interesez trupa pe care am format-o. Iarăși această chestie este, cum să spun, aceste înregistrări și aceste discuri care sunt destule, dacă stăm bine să le privim și pe cele de la Soft Records și ce se întâmplă acum pe streaming, sunt pur și simplu din bucurie, din pasiune, din plăcere, fără vreun scop comercial. Am făcut și un canal de YouTube al meu, personal, pe care sunt videoclipuri, sunt piese, sunt tot felul de lucruri. Și cam asta aș putea să spun. Acum, normal că nu spun acest lucru, consider secundar, dar principalul efect asupra mea acestei activități este cel de terapie. Pe mine mă vindecă, are un aspect vindecător și energizant în același timp. Îmi dă suflu, mă reîncarcă și această activitate, să zicem, solo. Eu îi spun personală. Parcă sună mai bine. Și pentru că am vorbit de partea ta personală, te las să alegi una dintre compozițiile care te reprezintă bine și care este cumva o reușită pe cont propriu pentru Călin Pop. Ei, aici ar fi mult, nici nu știu care aș putea să o... Dar hai să o alegem, cum să spun, să alegem pe ultima care a apărut, nu? Cea mai recentă, Rupă-se norii, care are un mesaj deosebit și este o piesă mai puternică, cum să spunem așa, mai energică. We'll be right back.
atâta păcat. Să vorâți de vii cu isprăvnicii, în netrebnicii, cu sălbăticii, rupă senorii. Să vină zori. Călin, mulți vă consideră cea mai bună trupă din România, bineînțeles din zona rockului, dar și singura care nu face vreun compromis din toate punctele de vedere. Știu că e dificil de comentat, dar aștept părerea ta. Compromisuri n-am făcut niciodată. În primul rând am avut, să spunem, un fel de motto, un fel de deviză a noastră. În primul rând am cântat ce ne-a plăcut nouă. N-am cântat pentru public. Am cântat pentru noi în primul rând, iar și publicul a venit după noi. Din acest punct de vedere, consider că n-am făcut compromisuri, n-am încercat să facem nimic comercial. Nimeni nu-i perfect, normal. Probabil că au fost și greșeli, dar consider că formația asta există, în primul rând, din plăcere. Formația asta, trupa asta, nu trăiește din muzică, trăiește pentru muzică. Și acest lucru se poate vedea pe scenă. S-a putut vedea cel mai recent la Hard Rock Cafe și se va putea vedea, sper, pe viitor. Bucuria care ne-a rămas în ochi și în suflet, ca și la primul concert. Ne apropiem de finalul acestei discuții și n-am să închei fără să te întreb ce reprezintă scrisorile iubite, cele 44 de scrisori legate de cei 40 de ani de activitate, pentru da. Celelalte cuvinte. Reprezintă un obiect de colecție care reprezintă niște obiecte de colecție care chiar caracterizează foarte bine felul de a fi al acestei trupe. Este o inițiativă, zic, lăudabilă pe care am a lui Mihai Caraveteanu sau Coroveteanu, da. Îmi cer scuze dacă... Caraveteanu, da. Caraveteanu, mă rog, da. El a venit cu această propunere
pe mine, sincer să fiu, m-a impresionat, parcă mi-ar fi citit gândurile. M-a impresionat cum cineva care probabil este născut în perioada în care trupa s-a lansat cu primul concert, el probabil că este născut în 80-81, pe acolo, prin anii ăia, dorește acest lucru nostalgic. Și bineînțeles că l-am acceptat cu entuziasm acest mic proiect, proiectel, cum să spun, care privește chiar colecționarii împătimiți ai celorlalte cuvinte, și mi se pare un proiect foarte interesant și de nișă, mai așa, dar special. Dar mai exact ce se întâmplă de fapt? Mai exact ce se întâmplă? Mai exact există o serie de obiecte, cum să spun, de colecție, adică din ce știu eu. Deci, în primul rând, sunt niște scrisori premium personalizate, număr de 44. Ele sunt bătute la mașină, de mașină de epocă, care a fost făcut rost de ea, și de hârtie nouă, dar veche, adică din 1960, obținută tot așa, și semnată de mine, fiind piesa pe care am compus-o, bineînțeles, textul este altceva, nu este meu, și semnate și cu număr, deci personalizate, cum se spune, și în același timp, în acea scrisoare, se află și o poză a trupei din 1981-82, de atunci, de la începutul, cu Radu Manafu și cu noi trei, și cu semnăturile noastre de acum. Bineînțeles, așa, și purtând, revin, aceste scrisori personalizate, realizate manual, respectând regulile corespondenței clasice și purtând semnăturile holografe ale membrilor trupei. Deocamdată, aceasta este prima chestie, dar vor fi mai multe, probabil, ce implică și un tricou special cu o grafică de pe viniluri. Vinilurile la început, probabil niște pixuri. Mă rog, n-aș dori să divulg acum restul lucrurilor pe care le are în proiect domnul Caravețeanu de la AXA Valaha Productions, pentru că și asta era o chestie importantă, pentru că acest domn are o pregătire. N-a venit așa de pe stradă să zic, hai să facem scrisori, știi ce zic. Are o pregătire și pe undeva m-a prins, cum să spun, m-a prins această pregătire a lui, m-a surprins într-un mod plăcut și consider că este un lucru de imagine și în același timp ceva foarte special, nu știu, nu cred că au mai făcut alții așa ceva. Bineînțeles, acum, normal că aceste lucruri se leagă de piesă, înțelegi? Noroc cu această piesă, Scrisori iubite, și se leagă foarte bine ideea. Soare, cu fruntea în mâini mă plec să ascult tăcerea vorbitoare. Eram odată și cât sunt de ostenit de drum. Dar ea pe unde o fi acum? Călin,
mulțumesc mult pentru prezența ta la Muzică și Radio. Când mai faceți ceva, așa cum vorbeam mai devreme, aștept un semn de la tine și am să te las pe tine să le trimiți acum, să le trimiți un mesaj fanilor celelalte cuvinte. Apoi, până la știri, vom intra în emisie câteva hituri celelalte cuvinte care merită difuzate oricând la radio, iar după știri am să vă prezint și o serie de noutăți discografice din zona rockului normal, în premieră pe posturile de radio din România. Deci, domnilor, tovarăși, nu uitați, întotdeauna un sfârșit e un început. Suflet nefericit, visul tău nu s-a împlinit. Suflet nefericit, cât ai plâns, cât ai suferit. Tot ce-a iubit a fost durere. Ce-a prețuit a fost părere. Ce-ai pierdut, tot ce-ai vrut, tot ce n-ai avut. Uită timpul ce-a trecut. În sfârșit e un început.